Ca fizician, cunosc bine dualitatea determinism-întâmplare. Cred însă că adevărul e undeva la mijloc. Viața noastră este predestinată, dar nu într-o linie îngustă, ci mai degrabă într-un fel de tub. Posibilitățile noastre se grupează într-un clopot al lui Gauss. Uneori traversăm experiențe cu o probabilitate extrem de mică de apariție. Și asta ne schimbă fundamental viața. Pentru că tatăl meu ne-a părăsit când aveam 10 ani, am crezut că sunt blestemată să nu am o familie. Dar, acum 26 de ani, după o serie de întâmplări cu o probabilitate foarte mică de apariție, mi-am întâlnit iubirea. Pe cel ce mi-a devenit cel mai bun prieten, partener și soț. Apoi, tatăl celei mai minunate fiice pe care și-ar putea o dori cineva. Pentru că m-am născut într-o țară comunistă și am fost crescută împreună cu fratele meu de o mamă singură, nu mi-am imaginat niciodată că înainte de a împlini 50 de ani voi vedea peste 20 de țări. Dar o altă serie de întâmplări extrem de improbabile m-au dus, în 2007, la un seminar de contact în Birmingham. Aici am întâlnit oameni minunați, cu care am pornit primul meu parteneriat grândic. Primul pas într-o serie de proiecte de succes, care au creat pentru peste 300 de persoane șiruri personalizate de întâmplări foarte improbabile, care le-au schimbat viețile. Au călătorit într-una sau mai multe țări străine, au cunoscut alte culturi și moduri de viață, și au îmbogățit personalitatea prin inestimabile experiențe multiculturale. Sunt unică, datorită unor evenimente a căror probabilitate de apariție e undeva într-o margine extremă a clopotului lui Gauss. Evenimente care m-au făcut ceea ce sunt azi. Și a doua mea mare satisfacție, pentru că prima va fi mereu familia, este să creezi pentru alții astfel de întâmplări. Întâmplări de limită a clopotului lui Gauss. Și să îi învăț că nu trebuie niciodată să se teamă să viseze.